Turismul, lovit crunt de coronavirus, caută revenirea la normalitate. În prag de sezon estival, statele lumii încearcă să-și relanseze turismul și să ofere condiții de siguranță celor dornici de vacanță. De când au fost ridicate restricțiile de călătorie, turiștii noștri au fost foarte nerăbdători să se informeze pentru vacanța lor. Am avut deja primele plecări pentru Grecia și Bulgaria. Majoritatea turiștilor acum au ales să călătorească cu mașina personală sau cu autocarul. Fluxul de turiști noi, pentru cereri noi, a fost mai mic față de perioada normală a acestui an. Brașovenii îndrăznesc să-și facă planuri pentru vacanța de vară. Te-ai gândit unde îți faci vacanța de vară anul acesta? Da. Și unde te-ai gândit? În țară. Și unde ai prefera mai exact, la litoral sau la munte? Litoral, mergi la munte iarna. De ce nu preferi în străinătate? Nu am motiv anume. Până acum ai mai fost în străinătate sau tot aici în România? Tot în țară, în România. Și unde ai vrea mai exact, Costinești, Mamaia? Mamaia. Ați prefera în România sau în străinătate? Cum nu mi-am programat-o încă, nici nu mi-am exprimat o preferință. Probabil în străinătate. Până acum ai mai fost în străinătate? Da. Și îți place mai mult ca în România? Depinde din ce punct de vedere. Sunt unele locații foarte frumoase în străinătate, sunt multe obiective turistice foarte frumoase și aici în România. Unde ați prefera mai mult, în țară sau în străinătate? Probabil că în țară. De ce preferați acest lucru? Datorită situației existente, pandemia o știm cu toții, deci nu ar fi prea multe de spus, dacă ești cât de cât conștient. Turiștii care merg în vacanță trebuie să respecte regulile impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Fiecare țară vine cu diferite reguli, ca de exemplu turiștii care merg în Grecia vor trebui să completeze un chestionar online cu 48 de ore înainte de intrarea în țară și vor primi un cod de bare care va determina dacă trebuie să fie supuși unui test de depistare a coronavirusului la sosire.